Aha. Covorul e bine, eu sunt bine. Ce crezi, că vrei să faci de mine o cârpă? Niciodată! A? Ce faci, Nicule? Cum ce fac? Mi-am terminat ședința de terapie. Cu cine? Că nu văd pe nimeni. A, păi vorbeam cu covorul, vorbeam cu sinele interior. Măi, eu știu niște doctori care te-a tratat bine pentru asta. Lasă tu medicii. Aici e cea mai bună terapie. Așa? Păi când am o problemă, când mă paște depresia, când nu mă înțeleg cu soția, când mă ceartă socra, iau covorul, pun pe bătător și îi dau. Până mă liniștesc cu mine însumi. Mă, nu zice la nimeni că așa te închid la nebun, mă. Lasă tu asta. Dar tu cum ești? Ești împăcat cu sinele interior? Totul e ok la tine în relație? Totul e roz? Da, nu, nu avem nicio problemă. Sunt chiar ok. Chiar? Da, 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 da. Dar de când ai mai ieșit tu la o bere cu prietenii? Bine, mă, dar ce-mi trebuie ieși cu la bere cu băiețe? Poți stai acasă, ești la un film, la... Bei un ceai, de mentă. Cam de când e treaba asta? Tot fie... Un an de zile, de când am uitat să-i cumpăr cadou de aniversare noastră. Așa, și? Bine, nu, și după aia am mers la shopping, mall, sport o groază de bani. Evident că nu mi-a plăcut nimic și tot nu m-a iertat. Și am ajuns acasă, am început să comandăm de pe internet, să începem să facem tot felul de chestii. Am golit un card, după aia l-am golit și pe ăla de cumpărături, am golit toate cardurile acelea. Și crede că eu sunt patron la Revolut, că eu am fabrică de bani. Patronul de la Banca Transilvania, mă, crede, mă, eu Ho, că-mi strici covorul, măi, omule bun. Cum te simți? Ca un om nou, ca o cea mai bună versiune a mea. Asta ești. Mă și duc la o bere cu băieții. Bravo, rece să fie și beau cu prietenii. Bine, mersi, Nicu. Dar unde te duci? Trebuie să plătești taxa de covor. Ce taxă de covor? Păi cum ce taxă de covor? Eu trebuie să-l întrețin, să-l tivez pe margini, să-l stropesc cu oțet, să-l frec. Mai vin doi oameni la terapie mâine, omule, eu trebuie să întrețin covorul. Mă, Nicule, cred că nu m-a avut 20 de lei la mine. Nu, îți mai dau eu 30 de lei ca să ai de bere, dar la ședința următoare îmi dai, că 100 de lei face ședința, dar nu te simți bine. Mersi, mă, Nicule, mersi. Programează-mă pe mâine, că dacă beau 4 beri în seara asta, sigur am nevoie de... Mâine ești aici la cabinet. Si. Bere plăcută.